Accidentul vascular cerebral este groaznic. De-aia vă rog frumos, nu vă enervați. Lăsați-le cât mai calm posibil și cum spunea șefa mea, așa îmi spunea Vlad, să știi că inima este mică și fundul este mare. Puneți-le la fund dacă se poate. Dacă dar se șefa poate, mea chiar avea un fund foarte mare. E foarte frumos ce ați spus, dar să știți că în asemenea situații sunt disperare, când vezi un creier inundat de sânge, nu știi ce să faci mai repede. Să suni la un chirurg, să chem că cel mai bun neurolog, să o iei la fugă la internist, la intensivist, la internist, la cardiolog, pentru că are o cauză. Inundația de obicei este în linie dreaptă cu hipertensiunea arterială. Tot ca boală vasculară a creierului este obstrucționare. Tot timpul spun, vasele în creier sunt așa cu degetele mele, se închid în degete mărușe foarte puține în capăt, spre deosebire de inimă, au colaterale. Deci dacă noi ne enervăm și ne producem aceasta, aceste vase se închid prin spas. Și s-a produs un spas cerebral. Și de multe ori am văzut situații în care acest accident vascular ischemic cerebral este tranzitor. S-a enervat persoana respectivă în timpul unei ședințe, în timpul unei dezbateri, brusc n-a putut vorbi. S-a simțit vorbirea și mâna de partea dreaptă, parcă n-a mai funcționat. Trece o perioadă, mai bea puțină apă, ia un vasodilatator și continuă. A, n-am nimic. Tocmai că ai ceva și fii atent, rezolvă. Poate că din cauza aceasta, domnii aceia din Scoția și din Irlanda consumă atât alcool tare, și rușii la fel, vodka aceea, face bine realmente ca vasodilatator, dar în doze mici.